Anul acesta se împlinesc 81 de ani de când Protecția Civilă din România se dedică nemijlocit cetățenilor, economiei și teritoriului țării. Schimbările produse în societatea românească au dus la evoluția conceptului de protecție civilă de la apărare pasivă la apărarea locală antiaeriană, apoi apărare civilă în 1978 și protecție civilă în 1996 și implicit a atribuțiilor pe această linie, culminând în anul 2004 cu elaborarea legii numărul 481 privind protecția civilă, care este în concordanță cu principiile, scopurile și obiectivele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu. Astăzi, protecția civilă, componenta Inspectoratului pentru Situații de Urgență, își demonstrează pregnant poziția de mesager al omeniei și tenacității, afirmându-și constant dimensiunea internațională a activității sale sub deviza „Cu viața mea apăr viața”. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș a fost organizată Ziua Porților Deschise.